Copiii din cadrul After School-ului Golden Land i-au făcut o vizită meșterului olar Marcel Tănasie chiar la el acasă. Aceștia au putut vedea atelierul, cuptoarele și chiar au putut modela fiecare în parte, iar la final și-au trecut numele pe opere ca mari artiști. La marginea satului Noapteșa, județul Mehedinți, unul dintre vechile centre de olărit din România, într-o căsuță încărcată de tradiție, trăiește Marcel Tănasie, unul dintre puținii localnici care se mai ocupă cu olăritul. Acesta a fost vizitat de copiii din cadrul After School-ului Golden Land din municipiul Drobeta Târnă Severin. Distracția a fost la ea acasă, iar copiii au fost de-a dreptul fascinați de ce au întâlnit acolo. Farfurie. O farfurie? Gata, prietene, o farfurie facem. Îți place friptura mai mult, nu? Da, mami. Gata. Ia uite, farfuria ta. Păi și un tâs, știi că e a ta. Da, uite, facem un tâ aici, da? Asta e mai mișto. Aici trebuie să-ți coordonezi toate mișcările. De asta clasic. Mare, mele, tu asta. Povestea lutului a fost depănată de meșterul Marcel Tănasie și roata lui fermecată. Copiii s-au împrietenit cu această artă străveche și totodată le-a fost stimulată dorința de a cunoaște mai mult. Au aflat despre lut, argilă, roata olarului, despre această artă a meșteritului, de cum se pictează obiectele meșteșugite, cum se ard la final. Cum ți s-a părut ție activitatea de astăzi? Bine. Ți-a plăcut? Da. Ți s-a părut greu? Nu. Ce ți-a plăcut cel mai mult aici la atelier? Că am făcut din lună, am jucat cu lutul. Cum ți s-a părut ție această activitate? Frumoasă! Ți s-a părut greu să modelezi acolo? Nu! Ce ai modelat mai exact? O farfurie. O farfurioară și ți-ai pus numele pe ea? Da. Ce ai aflat tu despre acest loc? Și ți-a plăcut așa mult? Am înțeles că ai auzit de roata olarului. Da, am auzit de roata olarului. Ți s-a părut greu? Nu. Am înțeles că ați aflat de roata olarului. Da. Și ți s-a părut greu să modelezi lutul? Nu. Nu ți s-a părut? Ce ai modelat tu astăzi? Un borcan. Și ți-ai pus numele pe el? Da. Deci ți-a plăcut această activitate? Da. Cum ți s-a părut ție mai această activitate? Păi, mi-a plăcut foarte mult. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Că am făcut lut și că am putut să mânghii un iepure. Este prima oară când vii aici? Da, dar mai am fost undeva unde am făcut un coșuleț din lut, dar a fost puțin cam greu. Acum ți s-a părut mult mai ușor? Da, pentru că m-a ajutat domnul. Atelierul este dedicat meșteșugului olăritului, unde experiențe aproape magice, prin care o mână de lut se transformă în obiecte de o frumusețe aparte, le-au dăruit bucurie micuților prezenți. Cum ți s-a părut ție, Luisa, această activitate de astăzi? Frumoasă și m-au fascinat toate obiectele din jur, din lut. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult? Mie mi-a plăcut cel mai mult ce a făcut Luca. A fost un castron foarte frumos modelat. Cum ți s-a părut ție această activitate? Foarte frumoasă și foarte ușoară. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Toate mi-au plăcut. Toate frumoase, da. Cum ți s-a părut ție această activitate? Foarte frumoasă. Ți s-a părut greu? Nu. Deci încet, încet ai învățat. Da, cam mai fost. Deci nu e prima dată pentru tine. Nu, e a treia. Așa este. Și ce ți-a plăcut ție cel mai mult aici? Cel mai mult mi-a plăcut statuia. Statuia? Da. Și tu ce ai modelat astăzi aici? Am modelat o farfurie. Văd că ți-ai pus și pe față. Da. Da. Deci putem să spunem că e ca un fel de mască. Într-un fel. Marcel Tănasie este descendent al unei familii cu o veche tradiție în arta modelării lutului, ultim depozitar al tainelor ceramicii din localitatea Noapteșa, județul Mehedinți. Ulcioarele, farfuriile, cănile și oalele sunt realizate dintr-un lut alb nefinisat într-o manieră unică în țară. Să ne spuneți dacă se întâmplă des astfel de activități cu copii aici la dumneavoastră. În ultima vreme, da.
în ultima vreme. Deci este ca un fel de activitate extrașcolară. Da. Am văzut că micuții au fost foarte încântați de această activitate. Majoritatea sunt încântați de aceste activități. S-au dat chiar și pe față? Da, după cum vedeți, majoritatea, e bucuria lor. Mâinile meșterului Olar dau viață obiectelor de pământ frământat, care în doar câteva minute prinde formă și se transformă în diferite vase de lut. De la pregătirea lutului până la produsul finit e foarte, foarte mult de muncă. Scoaterea lutului la o adâncime de 2 metri, pregătirea lui cu toate cele, e foarte mult de muncă. Se merită să faceți asta. Știți cum e, eu am o vorbă. Am o rotiță de nu funcționează bine, o completez cu roata olarului, dar în schimb aici sunt rădăcinile noastre. Aici, ca popor și ca nație, în timp vom dispărea și ca popor și ca nație. Deci dumneavoastră putem spune că duceți tradiția mai departe. Da, e moștenire de la bunicul și încerc oarecum să o duc mai departe. E greu, dar Dumnezeu, sper să mă descurc. 300 de olari în tot satul, acum mai sunt 20 care știu să lucreze, sunt foarte tineri, au undeva 70-80 de ani și dacă sunt la vârsta respectivă nu mai e forța necesară, nu mai pot lucra. În schimb, mai suntem 3 care lucrăm. O doamnă, un domn, mai e un băiat aici de mai lucrează și, bine, 4 cu copilul meu, dar el nu lucrează intens. Ăstea 3 lucrăm intens în tot satul. Am văzut că aveți aici foarte multe diplome. Da, am participat la diferite evenimente cu invitație și unele dintre ele, nu sunt toate, unele. Atelierul meșterului de la Noaptea este încărcat de tradiție, căsuța fiind plină de obiecte care mai de care mai interesante, care le-au luat ochii copiilor. Wow, nu mă așteptam să fie oglindă. Copiii au putut de asemenea face cunoștință cu iepurașul Rilă, dar și cu puișorii de găină. Ce drăguț! Dacă e mare căciunea! Nu știu, rasa lor e foarte mare. Dar e drăguț! Astfel de activități le stimulează creativitatea copiilor, le aduc bucurie și totodată conectare cu ajutorul unui meșteșug vechi de mii de ani.